mingea ajunge la Păcuraru, este singur în acea zonă. Bun driblingul, îl păcălește pe Ducure, Păcuraru fața porții, bară și este parada incredibilă a lui Ioncescu, sau altfel spus, ratarea uriașă a lui Dani Iglesias. Bună această pasă pentru compatriotul Dani Iglesias, este lansat Chipirliu și scoate Oncescu. A doua paradă importantă a lui Denis Oncescu din startul acestei partide. Repune Tofan, minge ajunge la finalizare. Pentru Robert, pentru Petrișor Petrescu, trimite spectaculos din foarfecă Petrișor Petrescu, o nouă execuție acrobatică a lui Petrescu. Specialitatea casei, aceste lovituri rămân întotdeauna surprinzătoare. Păcuraru, Păcuraru în careu, scoate la marginea aia și șutul formidabil, urmat de o nouă paradă a lui Denis Oncescu. Are 2-0 în duelul pe care îl poartă deja cu Bogdan Remus Chipirliu. Contraatacul Stelei, 3 contra 3, poate veni șutul, mult prea slab pentru a-l păcăli pe Oncescu. Senzațional această cursă a lui David Matei. Dacă s-ar fi ajuns la gol aici, cred că vorbeam de faza etapei din Liga Secundă. Da, n-a văzut decât poarta, deși avea două soluții la îndemână. O incursiune acum în care o combinație și se vede finalizarea lui Tudose. Este blocat de portar. Până unde a ajuns, n-a fost Tudose cel care a ajuns la finalizare, ci un alt fotbalist, Marius Bricea, cred, a fost acolo singur cu golkeeperul, da, Adrian Frânculescu.